2024, anul superelectoral, naște tot felul de scenarii, precum comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Parlamentare, ori prezidențiale, de alianțe politice, de dezbinări, trădări și noi prietenii. Unul dintre cele mai intens dezbătute scenarii actualmente este cel în care alegerile locale ar urma să fie comasate cu europarlamentare. Pe surse, PSD ia în calcul comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Potrivit site-ului Euronews România, decizia a fost discutată săptămâna aceasta la finalul întâlnirii de la PSD cu liderii din teritoriu ai partidului. Anunțul oficial ar putea fi făcut în curând. În cursul acestei luni se va decide tot calendarul electoral pe acest an. Pe surse, Partidul Social Democrat ar fi de acord și cu un candidat comun la președinție, invocând rocada făcută la șefia guvernului în primăvara acestui an. Pe acest model, Social Democrații să fie cei care propun șeful statului pentru următorii 5 ani, iar după acest mandat ar veni rândul liberalilor să propună candidatul pentru președinție. Vă reamintim că anul acesta România va organiza alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Cu excepția alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor avea loc pe 9 iunie, celelalte date încă nu au fost stabilite.